Consiliul Județean Călăraș organizează în data de 6 decembrie a treia ediție evenimentului umanitar Moș Nicolae vine la copiii cu minți care nu au ghetuțe. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției Marinela Voivozeanu, 55 de copii din județul Călăraș cu o situație materială precară vor primi hăinuțe și încălțăminte de la consilierii județeni și reprezentanții direcțiilor subordonate ale Consiliului Județean. Acțiunea umanitară se va desfășura în foaierul Consiliului Județean, unde, într-un cadru festiv, copiii vor primi darurile. De asemenea, după eveniment, micuții vor merge la cinematograful 2D3D din Călăraș pentru a viziona un film tematic de Crăciun. Avem un eveniment Mare Voivozeanu. Poți să prezinți ce se întâmplă la Consiliul Județean de Sfântul Nicolae. Da. De Sfântul Nicolae, ce se întâmplă, ce evenimente am făcut noi an de an și vrem împreună colegii noștri de la USR și de la PNL, PSD și Pro-România să continuăm acest eveniment pe care îl avem cu toții de Sfântul Nicolae, Moș Nicolae vine la copiii județului Călăraș. Mulțumesc frumos, domnule președinte, bună ziua domnilor consilieri. Într-adevăr, ne aflăm la a treia ediție a activității umanitare Moș Nicolae vine la copiii cu minți care nu au ghetuțe. Și în anii precedenți, atât direcțiile cât și subordonatele Consiliului Județean au din banii proprii au făcut cadouri copiilor nevoiași. Asta înseamnă că ținem legătura și deja avem lista copiilor, se află la mine, cu toți domnii primari din județul Călăraș, care ne-au transmis fiecare copil din fiecare localitate. Dorim ca aceste cadouri să ajungă în toate localitățile. Avem 55 de copii, 28 de copii plus prezidiul executivul Consiliului Județean, revin consilierilor județeni. Asta înseamnă că îmbrăcăm un copil complet, de la piel, în popor, cum se spune. După ședință stau la dispoziția tuturor domnilor consilieri. Am tabelul, făcuți pe listă, fiecare să-și preia copilașul și să-l îmbrăcăm pe data de 6 decembrie, începând cu ora 10. Ne întâlnim cu toții în foaierul Consiliului Județean. Copiii vin însoțiți de domnii primari, directorii de școală și le dăm cadoul într-un cadru festiv și într-un cadru frumos. În cadru festiv pe 6 decembrie. După care vom pleca cu copilașii și le vom avem pregătit o surpriză. Vor vedea un film tematic de Crăciun 3D. Probabil că niciodată nu și-au pus ochelarii 3D să vadă un film tematic. Le vom face și această surpriză. Da. Mulțumesc, Mari. Este vorba de tot județul Călăraș. Trebuie să facem o excepție. Nu sunt 55 de localități, sunt 54. Ștefan cel Mare și-a retras copilul care a fost înscris pentru această acțiune. Da, și-a mai luat unul din municipiu, fiind un municipiu mare, a mai luat. Da, sunt 54 de localități. Da, da. Trebuie să facem rectificare. Ștefan cel Mare și-a retras copilul. A luat încă unul din municipiu, fiind un municipiu cu cel mai mare număr de locuitori. Sunteți de acord să faceți parte? Eu aș avea decât să mergem noi să îmbrăcăm fiecare copil sau nu știu cum e, mă gândeam că să se aloce o sumă și fiecare consilier să o dea azi, mâine. Asta putem să o facem dacă pregătim ceva, dar acum pe acest eveniment pe care noi îl avem an de an, dacă vreți să faceți parte, câte un consilier județean, e vorba de 2 milioane, 3 milioane cât costă să puteți să fiți parte a acestui proiect. E, de fapt, toți primarii județului sunt prezenți, vin cu copilul, acolo unde primarul are în ziua respectivă alte activități, vine directorul de școală care vine cu acel copil, ne întâlnim cu toții, creăm acest eveniment al județului Călăraș, consilierii județeni, subordonatele Consiliului Județean, da? Vor face această surpriză copiilor care sunt, totuși, în nevoi mai speciale din localitățile județului Călăraș. Avem deja în tabelă și mărimea copilului, tot ce înseamnă îmbrăcăminte, încălțăminte, adică moștie. Noi avem astăzi deja preluați de la primare aceste informații și le dăm. Dacă aveți o dorință pentru un proiect de hotărâre, domnul Mezeșanu deja, și aici vreau să spun înainte să intrăm în lucrările ședinței, domnule Mezeșanu, amendamentul pe care l-ați propus e în regulă, dar aș vrea ca să-l aprofundăm, să nu-l discutăm în această ședință, să-l amânăm și la o viitoare ședință să facem un proiect de hotărâre și să știm efectiv cine se va asocia, cine va primi acei bani pe care dumneavoastră îi propuneți ca protoieria împreună cu o instituție subordonată a Consiliului Județean să primească
acei bani pe care i-ați prevăzut dumneavoastră pentru colindele de Crăciun. Aici cred că ar trebui și doamna președintă Amelia Giurcan cu dumneavoastră sau împreună să gândim tot pe acel proiect, pe modificarea unui proiect de hotărâre viitor, să vă gândiți o inițiativă pe care să o punem în practică. Ce vă doriți la nivel de a putea să dăruim cuiva pentru ce înseamnă sărbătorile de Crăciun. Da. Dacă aveți o inițiativă... O idee bună ar fi fost, eu am discutat, eu sunt membru în Consiliul de Administrație al Școlii Speciale și știu că în fiecare an Consiliul Județean asigură cadourile pentru Crăciun. Și mă gândisem cumva consilierii județean să ajutăm copiii să facem un proiect de hotărâre și pentru Sfântul Nicolae. Acolo sunt 100 de copii, 105 copii, atunci, niște bachețele de... Să vă propun așa, să considerăm la amendamentul domnului consilier Mezeșanu și dumneavoastră pentru ședința extraordinară de săptămâna care vine, ca marți, cel târziu miercuri, să avem o ședință extraordinară și să faceți o propunere scrisă ca să asigurăm școlii speciale pentru Sfântul Nicolae o anumită sumă și pentru copiii de la școala specială. Da. De acord? Sunteți de acord? Da. Să intrăm în lucrările ședinței de astăzi. Joi, că luni și marți sunt liberi. Luni și miercuri. Și miercuri. Joia viitoare. Joi până joi. Miercuri, miercuri, decembrie. Luni, marți și miercuri sunt 3 zile libere. Și luni și marți sunt liberi? Da, da. Și miercuri. 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 Luni e punte și după aia sunt sărbători. Acum, județării sunt slujba comunității, deci puteți să ne convocați. Și parlamentul e convocat. Și vom veni, domn președinte. Păi, haideți să stabilim. Mai avem o zi mâine la dispoziție. Putem să o convocăm pentru mine. Bine. Putem să o convocăm pentru... Păi facem bine. Bine. Doamna Giurcan și domnul Mezeșanu, vă rog frumos după ședință să rămâneți cu directorul economic și să puteți să lăsați ca inițiativă inițiativa dumneavoastră în cadrul Consiliului să o registrăm ca să putem să creăm această ședință, să facem această rectificare bugetară pentru școala specială și pentru protoieria cu Centrul Județean de Cultură. Da. E o propunere pe care o fac eu, că e mult mai simplu să putem să alocăm Centrului Cultural și să existe un protocol între garantarea cheltuirii banului public conform legii. Așa putem să facem, da, să rămâneți după ședință, domnule director economic, grupul, vă rog mult după ședință să rămână cu două inițiative care urmează să încheiem protocolul cu școala specială și cu protoieria. Da? Da.